Bine ați venit la conferința de presă a Ministerului Justiției. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. În această seară, Ministerul Justiției pune în dezbatere publică proiectele legilor justiției privind statutul magistraților, organizarea judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectele se vor încărca pe site-ul Ministerului Justiției după încheierea acestei conferințe de presă. În această conferință voi explica care au fost rațiunile pentru care am trecut la redactarea proiectelor de lege, care sunt principiile care au stat la baza propunerii, care sunt principalele linii de intervenție și ce se va întâmpla mai departe cu aceste proiecte. Așadar, ce ne propunem prin aceste proiecte? Prin lansarea acestor proiecte dorim să invităm întreaga magistratură română să se aplece din nou asupra bazelor organizării propriei profesii. Dorim să invităm la o largă și temeinică dezbatere publică asupra așezărilor legislative care vor sta la baza propriului statut, a organizării judiciare și a organizării CSM, instituția supremă de autoguvernare a justiției și garantul independenței sale. Chem magistratura română pe un șantier al construcției și reconstrucției, al ieșirii din blocaje, din suficiență, din rutină și ineficiență, acolo unde ele se întâlnesc. Am discutat cu foarte mulți magistrați nemulțumiți de propriile legi după modificările din 2017 și 2018. Primesc săptămâna al memorii care strigă după dreptate. Grefierii și profesiile juridice transmit, de asemenea, același tip de semnale, care toate înseamnă un singur puternic mesaj. Cumva, trebuie să ne regăsim un drum mult mai limpede, în multe locuri trebuie să o luăm de la capăt. Noi, la Ministerul Justiției, nu pretindem că deținem adevăruri absolute și soluții panaceu. Noi propunem însă o viziune prin aceste legi și invităm la o dezbatere serioasă, metodică, calmă, atât cât e cazul de îndelungată, până vom ajunge la un acord asupra tuturor problemelor esențiale. De aceea am prevăzut un termen de dezbatere care se întinde pe câteva luni, până la 31 martie 2021. Pe baza căror principii am redactat aceste proiecte și în ce scop? Am așezat la baza propunerilor câteva principii. Independența sacrosanctă a justiției, a judecătorilor și procurorilor. Funcționalitatea instanțelor, a Consiliului Superior al Magistraturii, dar și a Ministerului Public. Răspunderea efectivă a magistraților, dar și protecția lor în fața oricăror ingerințe și abuzuri, separația, echilibrul și cooperarea loială dintre puterea judecătorească și executiv. Obligațiile noastre care decurg din rapoartele MCV, Greco, avizele Comisiei de la Veneția și, mai nou, mecanismul stat de drept, lansat recent de Comisie, prin toate acestea, scopul final fiind dreptul cetățenilor de a dispune de o justiție funcțională, dreaptă, eficientă. Care sunt principalele, subliniez, principalele linii de intervenție propuse? Mai întâi privind statutul magistraților. Am aliniat mai bine, credem noi, așa zisul principiu al separației carierelor între judecători și procurori la Constituția țării. Consiliul Superior al Magistraturii este un organism unic, cu atribuții omogene și unitare, având exclusiv rolul constituțional al garantării independenței justiției, iar cele două secții ale acestui organism, având rolul de instanțe de judecată în domeniul disciplinar, fără îndoială, aceste cariere prezintă particularități, iar proiectul le observă, le sancționează, așezându-le într-un echilibru în ceea ce privește atribuțiile între plen și secții. Am asigurat receptarea în plan legislativ a recomandărilor organismelor europene, instituite prin cunoscutele rapoarte MCV, Greco, avizele Comisiei de la Veneția. Se adaugă la aceasta receptarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Am în vedere o recentă jurisprudență cu impact asupra
sistemului de organizare a justiției, a statutului magistraților. Am asigurat implementarea la nivel legislativ a deciziilor obligatorii ale Curții Constituționale a României, spre exemplu decizia 121 din 2020, privind reglementarea prin lege organică a aspectelor esențiale privind admiterea în magistratură, inclusiv cele privind examenul de absolvire la Institutul Național al Magistraturii. Asemenea, decizia 454 din 2020 cu privire la transferul judecătorilor, decizia 588 din 2017 cu privire la condițiile încetării detașării și așa mai departe. Între noutăți aș remarca aici întărirea rolului CSM în organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor prin intermediul Institutul Național al Magistraturii, atribuind puteri sporite Consiliului Științific al INM cu privire la organizarea efectivă a acestor concursuri. Profesionalizarea procesului de selecție a magistraților prin eliminarea oricăror modalități de intrare în magistratură fără concurs, spre exemplu, prin simple interviuri. Cu excepția magistraților pensionari, care pot fi reîncadrați fără concurs, după pensionare, la instanțe sau pachete care nu pot funcționa normal din cauza numărului mare de posturi vacante. De asemenea, am prevăzut eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraților. Această schemă de pensionare anticipată a magistraților a fost introdusă în 2018, este suspendată printr-un act al guvernului Orban, dar, în perspectivă, ea trebuie eliminată pentru că creează multiple vulnerabilități sub aspectul resurselor umane în sistem. Întărirea principiului independenței procurorilor în activitatea judiciară. Micșorarea pragului de vechime impus procurorilor cu funcții de conducere de rang înalt, având în vedere realitățile din teren, cât și exigența selecției derivată inclusiv din asigurarea unei baze de recrutare selecție reprezentativă. Ridicarea la rang de lege a unor proceduri de numire în funcții de conducere de rang înalt a procurorilor și restabilirea echilibrului între actorii implicați în procedura de numire, Ministrul Justiției, Președintele României CSM, dar și introducerea unor exigențe relativ la obligativitatea motivării refuzului președintelui de numire în funcție, precum și posibilitatea atacării în instanță a decretului de revocare. Aceasta este o soluție în premieră care decurge în mod direct din jurisprudența CEDO. Eliminarea restricțiilor care privesc libertatea de exprimare a magistraților, introdusă de asemenea în 2018, criticată în toate rapoartele de țară. Eliminarea rolului actual al Ministerului Finanțelor Publice, în contextul procedurilor de răspundere materială a magistraților pentru erori judiciare. Modificarea, respectiv lărgirea competenței de judecată a judecătorilor stagiari, în acord cu realitățile din sistemul judiciar și nivelul acestora de pregătire, prevedere de altfel solicitată chiar de către Consiliul Superior al Magistraturii. Revenirea la normele care consacrau accesul în funcția de judecător la înalta curte prin concurs, urmărindu-se astfel creșterea profesionalismului, dar și a transparenței și obiectivității procesului de selecție. De asemenea, o inovație este introducerea cerinței dublei specializări a judecătorilor care accesează o funcție la instanța supremă. Creșterea duratei mandatelor funcțiilor de conducere de la 3 la 4 ani, având în vedere, în principal, natura atribuțiilor manageriale fixate prin lege în cazul acestor funcții, dar și unele critici ale rapoartelor de țară care vizau, e adevărat, exclusiv procurorii. Noi am considerat că această creștere a duratei mandatelor trebuie să opereze pe întreg sistemul. Creșterea rolului Procurorului General al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în asigurarea bunei funcționalități a Ministerului Public. În ceea ce privește legea privind organizarea judiciară, de asemenea subliniez principalele propuneri. Desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Context în care proiectul reglementează modul de transfer al cauzelor judiciare la celelalte parchete, situația personalului structurii, alte dispoziții tranzitorii,
regimul juridic al diverselor acte procesoare, procedurale, efectuate în procedură, etc. Reglementarea detaliată a motivelor de revocare, precum și procedura de revocare a procurorilor numiți în cadrul DNA și DICOT. Modul de exercitare a atribuțiilor manageriale în cadrul structurii de conducere a parchetelor. Este acum reglementat prin lege. În raport de decizia CCR 345 din 2006. Abandonarea soluției legislative introduse de asemenea în 2018 în ceea ce privește compunerea completelor de judecată în apel cu un număr de 3 judecători și revenirea la formula inițială de 2 judecători, având în vedere insuficiența normei în vigoare din perspectiva asigurării calității procesului de deliberare, dar și în raport de volumul mare de activitate al instanțelor, prin raportare la numărul de judecători și personal auxiliar de specialitate. Limitarea posibilității infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior la motivele de nelegalitate. În 2018 s-a introdus și motivul de netemeinicie. Am eliminat această prevedere din 2018, de asemenea criticată în raportele de țară. Procedură detaliată de numire în funcție în cadrul DNA DICOT, uniformizând regulile de recrutare, selecția procurorilor din cele două direcții, din perspectiva condițiilor de numire a vechimii, care acum va fi propusă la 7 ani, și a declarării admiși în urma unui concurs organizat potrivit legii prezente, deci a propunerii, și a regulamentului aprobat prin ordin al Procurorului General. Proiectul aduce o serie de clarificări în legătură cu auditarea externă a sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor judiciare, identificând mai clar scopul auditării, dar și prevederi relative la modul de organizare a auditării. Este vorba de o prevedere introdusă în 2018 cu privire la auditare, dar într-o normă neclară. Noi am limpezit acum că este vorba de auditarea sistemului pentru a nu fi manipulată repartizarea aleatorie a cauzelor și faptul că în procesul de auditare Ministerul Justiției va consulta asociațiile profesionale și societatea civilă. Deci am clarificat textul și am definit mai bine obiectivul. Este extrem de important pentru garantarea repartizării aleatorie a cauzelor. În ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii, proiectul de lege urmărește reafirmarea rolului constituțional al CSM, acela de garant al independenței justiției, și în acest sens am stabilit un just echilibru între atribuțiile plenului respectiv ale secțiilor, plecând și la dificultățile observate în practică din 2018 și până astăzi, când s-a umblat la acele atribuții. Conform proiectului, aspectele generale și comune, repet, comune ale carierei magistraților și organizarea instanțelor și parchetelor sunt date în competența plenului, iar cele care privesc specificitățile carierei judecătorului și carierei procurorului în competența celor două secții. O inovație introdusă este cea privind reformarea sistemului de alegere a membrilor judecători și procurori ai CSM, prin instituirea unui nou tip de scrutin în care membrii respectivi sunt aleși de toți judecătorii, respectiv de toți procurorii la nivel național, dar nu doar prin votul magistraților, cadrul instanțelor sau parchetelor pentru care se dispune candidatura, cum prevede legislația în vigoare. Modificarea urmând creșterea gradului de reprezentativitate a membrilor CSM în raport cu întregul corp al magistraților. Această modificare, evident, nu poate funcționa decât în viitor de la următorul mandat al CSM. Extinderea sferei titularilor acțiunii disciplinare în materia răspunderii disciplinare a magistraților, prin revenirea la sistemul existent anterior modificării legislației operate în 2018, Ministrul Justiției, Procurorul General, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, devenind, sau mai bine zis, redevenind titularea acțiunii disciplinare, diferențiat, în funcție de categoria de magistrat în discuție, modificarea fiind în consonanță cu principiul echilibrului puterilor în stat, care asigură, în fapt, principiul separației puterilor în stat. Aș vrea să subliniez că această soluție existentă în legislație până în 2018 a fost testată la Curtea Constituțională în 2011 și a fost validată.
Evident, rolul de instanță disciplinară, nu? Instanță de judecată în materie disciplinară, nu este afectat, acesta rămânând în competența secțiilor CSM, conform Constituției. Revizuirea normelor privind asigurarea conducerii inspecției judiciare în raport de modificările operate prin OUG77 din 2018 și observațiile, respectiv recomandările MCV. În acest context este vorba, de fapt, de modul de selecție a inspectorului șef și a adjunctului, care va fi prin concurs. De asemenea, prin concurs vor fi recrutați și numiți și directorii de direcții, direcția judecător, respectiv direcția de procuror din CSM. Deci trecem la concurs. În fine, o inovație substanțială, dar care privește viitorul CSM, după încheierea mandatului actualului CSM, este în ceea ce privește activitatea acestor esențial pentru justiție, respectiv trecerea la un sistem de lucru în două sesiuni ordinare și sesiuni extraordinare la nevoie. În perioada dintre sesiuni, membrii CSM care au statut de magistrat, urmând să-și desfășoare activitatea la instanțe și parchete, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui CSM, care urmează să rămână cu activitate permanentă, am propus această soluție, întâlnită de altfel și în alte state, cum ar fi Olanda, o țară cu un sistem judiciar foarte eficient, plecând de la nevoia menținerii profesionalismului magistraților aleși în CSM, păstrarea contactului cu ceilalți magistrați, cu problemele din sistem, creșterea gradului de coeziune între membrii CSM și colegii care îi reprezintă. Încă o dată subliniez că această reformă ar urma să intre în vigoare, să fie aplicabilă după încheierea mandatului actualului CSM. Aș dori să continui punctând în mod special modificările propuse, plecând de la rapoartele de țară, raportul MCV, raportul Greco, Comisia de la Veneția. Nu mai menționez exact referința din raport. Un material va fi publicat pe site-ul instituției noastre și se va vedea acolo foarte simplu. O primă modificare, plecând de la critica fiind limitarea independenței procurorului, am propus revenirea la forma anterioară a anului 2018 în ceea ce privește principiul stabilității și independenței procurorilor în condițiile legii. De asemenea, o altă critică vizează restrângerea liberei exprimări a magistraților în ceea ce privește problematica justiției și crearea prin aceasta unei presiuni indirecte asupra celor care critică mersul lucrurilor din sistem sau propuneri legislative ori alte aspecte care țin de funcționarea justiției. Am eliminat pur și simplu această restricție, această interdicție introdusă prin 2018, permițând, cum e și firesc, tuturor magistraților să se exprime liber și fără consecințe asupra profesiilor, asupra justiției. În ceea ce privește INM și anume durata cursurilor de formare, care a fost modificată de la 2 la 4 ani, am revenit la sistemul tradițional, 2 ani, care este mult mai realist și în acord cu resursele umane de care dispune sistemul în acest moment. Pragul de vechime impus procurorilor de rang înalt, care a fost majorat, dacă vă aduceți aminte, la 15 ani, criticat de asemenea de Comisia de la Veneția, a fost redus la 12 ani. Mandatul procurorilor de rang înalt, de asemenea, cum spuneam, a fost majorat de la 3 ani la 4 ani. Am complinit lista unei reglementări clare în privința numirii procurorilor de rang înalt. Am ridicat practic la nivel de lege și am internalizat în proiect metodologia, procedura de selecție pe baza căreia s-au desfășurat interviurile în la începutul anului, sfârșitul anului trecut, începutul anului, cu acea comisie de interviu și transmiterea interviurilor în direct pe pagina de internet a Ministerului.
asemenea, am eliminat restricția în ceea ce privește dreptul președintelui de a refuza propunerile venite din partea Ministerului Justiției, care fuseseră limitate acum, motivat președintele poate refuza propunerile venite de la Minister fără restricții. De asemenea, am prevăzut o procedură în ceea ce privește revocarea procurorilor, plecând de la conținutul deciziei CEDO recent pronunțată. Am eliminat schema de pensionare anticipată a magistraților. În fine, cum spuneam, condițiile acțiunii de regres exercitate de către Ministerul Finanțelor Publice au fost schimbate, în sensul că Ministerul Finanțelor Publice nu mai poate trece peste raportul Inspecției Judiciare, iar rolul central pe care l-am prevăzut în acest proiect l-au Inspecția Judiciară și, bineînțeles, Consiliul Superior al Magistraturii, prin plan, aspect de asemenea cerut prin rapoartele de țară. Cum spuneam, procurorul ierarhic superior nu mai poate infirma soluția procurorului de caz decât pe bază de legalitate. Am menționat de asemenea SIJ, în cuprinsul expozeului, și cam astea ar fi principalele, dacă vreți, inovații aduse de proiect, plecând, încă o dată spun, de la rapoartele de țară. După cum veți vedea, proiectul este mai stufos decât am prezentat. Aici am prezentat liniile de intervenție și, de asemenea, principalele modificări plecând de la rapoartele de țară. Nu aș vrea să închei înainte de a spune încă o dată că aceste proiecte reprezintă o viziune, o invitație la dialog și la construcție, cum zăbovia asupra lor atât cât este necesar până când vom întruni un larg consens, un larg acord asupra, cel puțin, problemelor esențiale. În acest scop vom propune și o metodologie de consultare publică și un calendar, având în vedere durata largă pe care o întrevedem, durata lungă de timp. Ne vom consulta, deci, cu toți actorii din sistem, în primul rând cu CSM, asociațiile profesionale, magistrați, grefieri, personal de specialitate, dar, bineînțeles, și cu partenerii noștri externi, în primul rând Comisia Europeană. Aș dori să mulțumesc, de asemenea, colegilor din Ministerul Justiției, alături de care am lucrat în ultimele luni sistematic, direct cu ei, asupra textelor, iar în ultimele săptămâni, aproape zilnic, într-un efort pe care nu pot să-l recompensez decât cu recunoștința mea față de dânsii adevărați profesioniști. Văd în acest proiect o deschidere de drum și unul din pilonii viitoarei construcții a justiției române, o justiție care să fie luminată de spiritul dreptății. Vă mulțumesc pentru atenție. Evident, stau la dispoziția dumneavoastră pentru precizări și întrebări. Vă referiți la membrii CSM? În primul rând, membrii CSM nu vor rămâne să lucreze doar în parchete, ei au acele sesiuni și iar atribuțiile lor sunt garantate prin lege. Mandatul membrilor CSM nu este modificat sub aspectul garanțiilor, sub aspectul puterilor pe care le are membrul CSM. Dimpotrivă, eu aș gândi această trecere către un alt sistem de lucru la un mod mult mai colaborativ și mai puțin așezat pe baze de confruntare sau pe o lipsă de comunicare care e acuzată, în primul rând, de către unii magistrați. Repet, am stat de vorbă inclusiv în legătură cu această soluție cu foarte mulți magistrați și nu am trecut la propunerea ei fără să mă asigur că merită cel puțin discutată, este așteptată de către unii dintre ei. Plecăm de la premisa că fiecare magistrat, care judecător și procuror se bucură de independența sa potrivit legii și de la premisa unui respect reciproc al acestor garanții. Nu am temeri că în exercițiul funcțiunii de judecător sau procuror, unul dintre superiorii ierarhici în cazul procurorilor ar putea să creeze presiuni
Pentru că membrul CSM are toate garanțiile necesare și puterile necesare să își apere statutul, să-l prezerve. De aceea am și eliminat dispoziția care le interzicea să discute, să se manifeste public, să critique și să arate ce se întâmplă în sistem. Adică ne dorim o magistratură mai vie, sub aspectul opiniilor și dezbaterilor, dar și mai înclinată spre colaborare, spre cooperare. Cheia într-un sistem care are la bază autoguvernarea justiției, trebuie să fie cooperarea și dialogul, colaborarea. Încet, încet, dar sigur, trebuie să renunțăm la această abordare de tip concurențial pe teme mici, pe interese care țin mai degrabă de carieră sau de poziții și să încurajăm, inclusiv în această legătură strânsă între membrii CSM și colegilor, o viziune mai altruistă și, în același timp, mai pragmatică asupra sistemului. Domnule ministru, aveți aproape un an la Ministerul Justiției legat de combaterea marii corupții în guvernarea PNL. Am spus, de exemplu, cifre legate de Direcția Națională Anticorupție. În primele 8 luni din acest an avem 940 de dosare clasate la DNA, din 1048. Este cifra, iar celor de care nu sunt clasate reprezintă fapte ceva mai mici. Spre exemplu, cazul de la Iași cu polițiștii care au primit mită pizza. Cum evaluați activitatea DNA de la începutul acestui an? În primul rând, angajamentul Ministerului față de lupta anticorupție n-are niciun fel de ezitare. Întotdeauna am solicitat și continui să solicit tuturor procurorilor, numai celor anticorupție, să abordeze, să confrunte, să investigheze și să trimită în judecată cu celeritate, pe bază de probe, a tuturor celor care încalcă legea. Nu există rezerve. De aici plecăm. Al doilea rând, am încredere în conducerile instalate. Știu că fac eforturi de a reporni un sistem care la un moment dat fusese gripat prin modificări legislative, prin atacuri la adresa justiției, prin incertitudini care erau legate de statutul lor și așa mai departe. Prin urmare, cred că suntem încă într-o fază în care e nevoie de un efort intens de a regăsi avântul, dacă vreți, luptei anticorupție, de a regăsi ritmurile, în cooperările dintre procurori și polițiști, astfel încât să finalizeze cât mai rapid anchetele pe care sunt convins că le-au început. Eu nu am nicio îndoială în ceea ce privește travaliul DNA și al altor instituții, al altor unități de parchet. Dar știu în același timp, ca practicant al dreptului, că a construit un dosar, un dosar de anchetă sau un dosar de apărare, implică foarte mult timp, foarte multă migală. Sunt convins că în curând vom avea și dosare care ajung la maturitate, ca să mă exprim plastic, în sensul că ajung în stadiul în care pot fi trimise în judecată. Nu cred că este momentul să ne pierdem încredere. Vorbeați recent despre un control tematic privind fapte de instigare la ură. Ce se întâmplă și cu faptele de relatamente aplicate minorului? Suntem în pregătire și cu astfel de propunere către Consiliul Superior al Magistraturii și am în vedere și anumite tipuri de infracțiuni cu privire la valori, cum sunt cele care țin de solidaritatea umană, infracțiuni de xenofobie, infracțiuni de negare a Holocaustului, de discriminare, șovinism, trafic de persoane. Au fost deja recomandări scrise adresate parchetului, vă reamintesc, sunt două recomandări pe care deja le-am emis în ceea ce privește traficul de persoane și crima organizată. Nu cred că voi abuza sau nu cred, mai bine spus, că este un abuz această practică a Ministrului Justiției de a invita parchete, de a indica, de a recomanda, potrivit legii, zone de criminalitate care devin din ce în ce mai periculoase și care sunt nesancționate. Am un dialog constant cu conducătorii parchetelor, cunosc foarte bine care e filozofia mea, nu e vorba aici de o presiune sau de intervenție în dosarele lor, dar înțeleg să-mi exercit rolul de ministru, inclusiv prin a cere
Ministerului Public să se îndrepte cu prioritate și cu energie către anumite zone de infracționalitate. Deci, faptul că am adresat această propunere Consiliul Superior al Magistraturii și Procurorului General de pe lângă, al parchetului de pe lângă în Alta Curte, nu înseamnă că ignor alte tipuri de, de infracțiuni. Ce se mai întâmplă cu extrădările marilor fugari? Avem, progăștări prins de 2-3 ani în Argentina, de Marina Bica, Fiu Popoviciu. Încă o dată, așa cum v-am explicat și la întâlnirea noastră informală de acum 2 săptămâni, trebuie să despărțim clar cazurile de extrădări care au loc sau în legătură cu persoane aflate pe teritoriul Uniunii Europene și cele care nu sunt pe teritoriul Uniunii Europene. Cele care vizează persoane în interiorul granițelor Uniunii Europene se desfășoară pe o procedură în care Ministerul Justiției nu are niciun rol atâta vreme se aplică mandatul european de extrădare și raporturile sunt direct de la instanță la instanță, cum e cazul doamnei Bica pe care ați menționat-o. În rest, în toate celelalte cazuri, vă asigur că am o supraveghere atentă asupra tuturor procedurilor, astfel încât Ministerul Justiției să nu întârzie niciun fel de procedură. Suntem la zi cu absolut toate cazurile, dar trebuie să înțelegem că în materie de extrădare, rezultatul depinde și de autoritățile străine și de modul în care ele cooperează, modul în care înțeleg să răspundă solicitărilor statului solicitant, că e vorba de un stat solicitant prin Ministerul Justiției sau prin intermediul unei instanțe, cum e mandatul european de arestare, este esențială colaborarea statului solicitat. Eficiența lui în a identifica persoana, că sunt multe persoane care nu sunt identificate, sunt date în urmărire prin Interpol. Ați menționat acel caz al doamnei Bica, vă aduceți aminte că ani de zile a durat până a fost localizată. Acum e într-o procedură de extrădare, din câte știu, în Italia, și raporturile de extrădare se derulează prin intermediul instanțelor. Instanța solicitantă și instanța statului solicitat, respectiv statul italian. Încearcă de mult, domnul. În viziunea celor politice, cine va recupera șeful în alte poziții? Secția, plenul, doi, care va fi rolul președintelui, pentru că acum e mai mult spus pe oameni. Și a treia întrebare, ați spus că procurorii vor putea contesta în instanță decretul de numire. Adică... E revocat. De revocare, nu știu de numire. N-au nici ce interes. Da. Nu, de revocare. În ceea ce privește judecătorii de la Înalta Curte, selecția lor și se face pe bază de concurs, asta este schimbarea notabilă. Secția de judecători păstrează aici competențe în ceea ce privește propunerea numirea. Dar pe baza unui concurs și nu a unui simplu interviu și evaluarea lucrărilor așa cum se făcea până în prezent. Interviu care este organizat prin intermediul Institutului Național al Magistraturii. Da. În cuplu de români, stabiliți în Statele Unite, în Americii. Doru. Instanța Supremă a decis că secția specială i-a încălcat dreptul la libera circulație. Cum vi se pare decizia Curții Supreme? Vă dați seama că nu sunt în măsură să critic sau să comentez o decizie a aceea instanței supreme, dar chiar și dacă ar fi a unii judecătorii, conduita mea a fost consecventă în această materie. Spun doar atât, că nu este un semnal singular cu privire la necesitatea reformării acestei secții speciale, mai bine spus de abrogarea prevederilor legale care o organizează. A fost o eroare această secție specială, indiferent care au fost motivele care au condus la imaginarea unei astfel de soluții. Eu nu fac grea credință nimănui. Știu că CSM-ul a sprijinit la momentul respectiv crearea secției, este o soluție greșită. Pentru că, dincolo de aceste rateuri sau celebrele gafe de a deschide imediat dosare complet întemeiate unor oficiali al Uniunii Europene, principala problemă pe care o ridică această secție specială, cel puțin în viziunea mea,
este că nu poate asigura un nivel suficient de combatere a corupției, de capacitate de combatere a corupției în sistemul judiciar. Nu mă poate convinge nimeni că un grup de, nu știu, 5 judecători din 15 din poziții vacante localizați în București pot, în mod eficient, să mențină un nivel de vigilență, de integritate în sistemul judiciar, fiind pregătit să combată orice act de corupție ar apare în sistemul judiciar. Nu se poate fizic să faci acest lucru cu câțiva procurori localizați în București. Și de aceea am spus și în Parlament, ca deputat, când am participat la dezbateri, că indiferent ce motive au stat la baza unei astfel de preocupări, pe care oricum nu le înțeleg total, da? Dar indiferent de aceste motive, soluția aleasă este proastă, pentru că în realitate noi nu avem un aparat de combatere a corupției în sistemul judiciar în acest moment. Și în același timp dăm și un semnal greșit. Vedeți cât e de pervers această instituție. Creează aparența unui fenomen extins în sistemul judiciar prin instituirea unei instituții specializate doar pentru aceste tipuri de fapte, dar în același timp fără să aibă capacitatea să le combată. Realitatea este de fapt inversă. Sunt convins că sunt, dacă sunt cazuri izolate, dar nu avem capacitatea. Ministerul Public nu are capacitatea să le depisteze, să le ancheteze, să le trimită în judecată, pentru că nu pot să fie în același timp și la București și la, nu știu, 200 de kilometri de București, unde s-ar putea petrece o astfel de fapte. Domnule Ministru, da. Ancheta la o rezistență, dacă nu Noi n-am stat izolați în minister pe parcursul acestor luni în care am lucrat la proiect, am mai consultat anumite soluții, am avut un permanent dialog și cu asociațiile și eu personal cu mulți membri CSM. Trebuia că n-am intrat în detaliu, pentru că proiectul s-a construit de la săptămână la săptămână, nu? Și e normal să avem ceva finit pe baza căruia să începem discuții. Mă aștept la o dezbatere aprinsă, evident. N-aș înțelege în niciun fel reacții de confruntare sau, eu știu, de atacuri, pentru că nu ăsta este sensul demersului. Sensul demersului e de a avea o dezbatere lungă, așezată, pentru a găsi cele mai bune soluții. Eu sunt deschis la dialog, sunt un om de dialog, sunt gata să ascult toate argumentele, soluțiile pe care noi le-am propus sunt verificate, sunt întoarse, dacă vreți, pe toate părțile, atât că noi capacitatea aici la minister, sunt discutate punctual și cu anumiți colegi din magistratură care ne-au vizitat pe aici, pe la minister, în proprie inițiativă, unii alții incidental pe alte teme, cum sunt asociațiile profesionale. Deci, eu îmi doresc și lansez această invitație la un dialog așezat, calm, rațional. Vorbim de magistrați, nu? Vorbim de oameni care au școală, au rațiune, au echilibru și nu mă aștept la altceva decât la o reacție pe măsura acestor calități care trebuie să înzestreze un magistrat și membru CSM. Care sunt motivul pentru care ați stabilit un terminat pe lucrurile de fapt? Tocmai acesta. Principalul motiv a fost acesta. Să nu ne mai grăbim cum s-au grăbit alții în trecut. Să fie un semnal clar că nu mergem cu legile la Parlament doar după câteva discuții pe care le avem, în care, nu știu, notăm niște poziții și ne vedem de ale noastre, că suntem profund și real interesați să ne testăm toate propunerile și să ascultăm toate argumentele. Vrem să facem o construcție comună care să rămână pe lung termen în vigoare. E o construcție mai elaborată, nu? Dacă stăm și discutăm câteva luni de zile. Dar va sta mai mult în picioare, după părerea mea. Pentru că va avea șansa în aceste dezbateri să întrunească cât mai multe opinii. Și deci și susținere. Un al doilea motiv este că în măsura în care reușim acest acord extins CSM cu asociațiile, sistemul judiciar în general, și mergem la Parlament, având poziții comune pe principalele reglemente, principalele reforme,
procedura de adoptare în Parlament va fi mai ușoară. Va fi mai constructivă, va fi mai puțin controversată. Sunt parlamentar, am fost activ în Comisia Juridică pe durata dezbaterilor și am văzut situații dezbaterilor din 2018. Am văzut situații în care Ministerul avea o poziție, CSM alta, asociația alta, parlamentarii alta și evident că ceea ce rezulta era un instrument legislativ extrem de neutral. Pentru că acest tip de dezacorduri pe o instituție, de exemplu, pe un articol, care în final se tranșea într-un fel sau altul. În procedura de adoptare de obținere a voturilor, deschidea calea către un viitor compromis. Adică se ajungea la o soluție oarecare pe un text, pe promisiunea că la alt text, cel care a obținut câștig de cauză la primul text, va face o concesie dincolo. Și asta crea o lipsă de omogenitate. Pentru că nu mai exista o viziune clară, un fir roșu care străbat în întreaga reglementare, dincolo de soluțiile pe fond. Bune, proaste, restrâng sau, dimpotrivă, consolidează independența procurorului, de exemplu. Dar o abordare neomogenă la un articol îți creează o altă problemă la următoarele trei articole. Deci, în această perioadă dorim să avem aceste discuții, să ajungem la un acord cât mai extins, astfel încât procedura de dezbatere parlamentară să se axeze pe aspecte de construcție și nu pe aspecte care țin mai degrabă de lupte sterile. În sfârșit, un al treilea argument este de ordin pragmatic. Pentru că dacă vom privi calendarul politic electoral, vom înțelege că Parlamentul se instalează partea a doua a lunii decembrie, urmează perioada de sărbători de an, vacanța parlamentară din ianuarie, la 1 februarie începea Parlamentul activitatea. Primele două săptămâni, știți și dumneavoastră, sunt alocate organizărilor interne din Parlament. Deci vorbim deja de 1 martie, nu? În tot acest timp, sistemul judiciar ar putea profita și discuta pe aceste prevederi, astfel încât undeva la primăvară să fim cu toții cu temele la zi și să începem o dezbatere parlamentară care să rămână de referință și să dea un instrument legislativ temeinic și durabil. Permiteți-mi, vă rog, două întrebări. Nu odată, de mai multe ori am fost criticați în raportul MCB pentru rata mică de recuperare a prejudiciilor. Da. Ce ar putea face ANA în acest sens? Nu are suficientă putere? Ce aveți practic să le reproșați și ce ar putea fi reparat? Nu e vorba de reproș. Am înțeles. ANA ar trebui dotată, după părerea mea, cu câteva atribuții în plus și facem acest lucru. Lucrăm la un proiect de politică publică pe care o să-l prezint, nu știu, maxim 10 zile aici în fața noastră. Respectiv posibilitatea de a coopera mai strâns cu instituții străine, agenții străine, în faza de identificare a activelor care sunt dincolo de graniță. Deci nu e simplu. Da? Și nu se poate face doar printr-o instituție localizată în România. Și instituțiile străine cooperează cu alte instituții în alte state membre. Și în același timp ar trebui și treptat făcut acest lucru să armonizăm intern acțiunea ANABI cu a parchetului, dar acolo deja lucrurile merg bine, mai ales cu altor instituții. Spre exemplu, dorim să obținem accesul ANABI la unele baze de date ale Ministerului de Finanțe. Încă nu e rezolvat acest lucru. Dar se va rezolva, sunt convins de lucru. Deja am discutat cu domnul Ministru al Finanțelor, există deschidere. Deci, prin câteva măsuri de tip legislativ, evident, și managerial, deodată capacitatea ANABI ar putea să crească. În același timp, trebuie să fim și realiști că s-au pierdut ani buni și prețioși în această acțiune de recuperare a prejudiciilor, constând în bunuri ascunse, nu? În afara granițelor României. Că bunuri imobiliare se ascunde adevăratul titular, al dreptului de proprietate sau fonduri financiare plasate în bănci din diverse jurisdicții offshore, aceste active nu stau. Trec într-o mână în alta, se vând, se cumpără, societățile care le dețin sunt fuzionate, desființate, conturile închise, trimise bani în alte conturi.
E foarte greu să-i urma unor tranzacții care au avut loc în urmă cu ani de zile. Din păcate, repet, s-a pierdut foarte mult timp. De ce e treaba celor care ar fi pus să nu piardă acest timp? Da? În ceea ce mă privește, am creat ANAB în 2010, l-am organizat, am cooperat cu două agenții din state membre ale Uniunii Europene și agenția de profil americană. Am lăsat lucrurile într-un stadiu destul de avansat în 2012. S-a pierdut timp prețios din 2012 până, eu știu, încoace 2019-2020. Dar niciodată nu spui că e prea târziu. Adică ăsta nu e un argument să nu trecem la operaționalizarea mai energică a ANAB. Intenția mea e să-l transformăm dintr-o simplă agenție de valorificare, că așa a fost, de fapt, regândit proiectul. Noi l-am gândit ca o agenție de recuperare, de căutare, de a merge în jurisdicții străine prin intermediul altor agenții cu care să cooperează și a identifica, a căuta activele respective și prin proceduri desfășurate în țările respective, de a le recupera. Așa a fost gândit. Între timp, proiectul în 2013 a fost regândit și a fost transformat ANAB, de fapt, într-o agenție de valorificare. Și a făcut și acolo bine treaba, au făcut tot felul de proceduri, dar nu e suficient. Deci, avem o întrebare. În ultimii ani, CEDO ne-a sancționat cu 10 de milioane de euro pentru condițiile din penitenciare. În ce stadiu sunt cele două proiecte privind construcția a două noi penitenciare? Tocmai am obținut aprobarea Comitetului Tehnico-Economic Interministerial pentru indicatorii de referință și acum trecem la faza următoare. Deci sunt în grafic, dar în paralel știți că noi am debutat în ianuarie un program de ameliorare a condițiilor, care a însemnat și lucrări fizice în fiecare penitenciar de ameliorare a condițiilor de detenție și în același timp un program de redistribuire a deținuților din penitenciare care au avut o supraaglomerare către altele cu aglomerare mai mică. Din păcate, acel proiect a trebuit oprit pe durata stării de urgență, respectiv pe starea de alertă, pentru că ne-am confruntat cu o altă provocare, respectiv să protejăm deținuții și angajații de pandemie. Ori transferul lor dintr-un penitenciar în altul mărea exponențial riscul de a circula virusul în eventualitate că el penetra în unitățile de penitenciar. Și atunci am pus puțin în paranteză acest proiect, acest obiectiv. Prioritar a devenit protecția sănătății deținuților și a angajaților ANP. Și vreau să vă spun că la acest capitol, nu știu, n-am cercetat, dar aș fi tare curios să văd dacă chiar în Europa există un alt sistem penitenciar care să aibă zero deținuți contaminați după nu știu, aproape un an de pandemie, sunt 8-9 luni de când a debutat această pandemie. E adevărat, îmi place să fiu foarte riguros, erau zero până acum două zile, sunt doi deținuți care au fost confirmați într-o primă fac testele, dar oricum performanța e remarcabilă și eu am ținut să felicit conducerea administrației și angajații, membrii de sindicat, dar și pe deținuți care au înțeles să abdice de la o serie de facilități și să elimine o serie de riscuri de expunere în prima fază a pandemiei prin reprogramarea unor înlocuirea lor cu alte programe pe care le-am oferit în penitenciare de recreere și după ce am ieșit din starea de urgență, practicarea pe scară largă a vizitelor prin intermediul unui panou despărțitor. Deci s-a cooperat acolo, apropo de cooperare, unde există cooperare, există imediat rezultat. N-am neglijat însă povestea cu CEDO. Noi am trecut prin guvernul memorandum care prevedea întărirea direcției de probațiune cu 600 de poziții. Deja au fost angajați o serie dintre ei în luna ianuarie și discut la ora aceasta cu domnul prim-ministru să vedem cum putem face ca să continuăm acest program. Și mai am în pregătire o soluție împreună cu administrația care ne-ar putea ajuta să reducem gradul de ocupare, dar nu vreau să vorbesc azi despre ea, nu pentru că aș fi superstițios, dar încă nu suntem departe de a fi realizat, să premise bune. Dar cât de curând să vă prezentăm astfel, în decembrie, când
se evaluează din nou această problematică la Strasbourg, la Comitetul de Miniștri Informat Drepturile Omului. România se poate spune că și-a îndeplinit angajamentele luate atunci, în decembrie anul trecut, când am evitat în extremis o rezoluție de condamnare a noastră pentru aceste condiții din penitenciare. Oricum, gradul de ocupare a fost, să știți, condițiile în care numărul deținuților a crescut cu câteva sute. Și de la preluarea mandatului am preluat undeva la 20.500 de deținuți. În prezent avem în jur de 21.100, aproximativ 89, 21.089. Deci a crescut numărul de deținuți și cu toate acestea am reușit, administrația a reușit, a penitenciarilor, să reducă gradul de ocupare prin aceste redistribuiri. Nu e simplu, dar o să scoatem la capăt și acolo. Finanțați curând procedură pentru ocuparea funcției procedurii pot sau așteptați, nu știu, să intre în vigoare modificările pe care le-ați propus? E o temă. Aveți un orizont pentru intrarea lor în vigoare, pentru că ați propus un termen de dezbatere lung și astăzi Comisia Europeană a lansat acel prim raport din statul de drept, în care asta spune cam în primele rânduri. Sunt 2 ani de când au intrat în vigoare, v-au tot criticat instituțiile internaționale, n-ați făcut, a fost pandemie, au fost alegeri. Da, deci termenul de intrare în vigoare e 30 de zile, în momentul în care legea este promulgată. În ceea ce privește timingul, noi să știți că suntem într-un timing la care ne-am asumat încă de la început. E adevărat că el a fost ajustat imediat, strict cu lunile care au fost de izolare, în starea de urgență, cele 2 luni de zile. Deci termenul pe care inițial l-am avut în vedere a fost jumătatea lui iulie. Dar suntem în termenul septembrie, așa cum ne-am angajat. Dacă ați citit cu atenție și sunt convins raportul Stat de Drept, Rule of Law, se menționează acolo faptul că a contat această perioadă și că este un context parlamentar foarte dificil. În alte cuvinte, dacă vorbim pragmatic și dacă avem legea acum o lună, probabil că tot cam asta era situația. E nevoie de o dezbatere lungă în orice caz cu privire la aceste legi. Deci, depinde până la urmă și de modul în care toată lumea va ști să coopereze în această dezbatere publică. Pentru că noi am prevăzut un termen de 6 luni, dar nu ne oprește nimeni să ne înțelegem mai repede, să ajungem mai repede, să muncim mai intens. Nu? Pentru că poți să ai întâlniri bisăptămânale, nu? Sau poți să ai 2 întâlniri pe săptămână. E cu totul alt ritm. Deodată e alt termen. Se scurtează la jumătate. Noi, în orice caz, suntem aici, suntem gata de muncă și de dialog. Prima parte a întrebării cu procurorul șef de ICOT. Am vrut să vă răspund întâi la aceea și după aia nu vreau să ocolesc. Ați spus dacă... Lansați curând. Curând, da. Și eu am vrut să vă spun, lansez. Și am spus să vă spun, o să lansăm la un moment dat. Este o temă, într-adevăr, este o întrebare. Reflectez la ea. A apărut de curând problema, cred că e o săptămână aproximativ. Dar e de cântărit, într-adevăr, dacă așteptăm noile legi sau dăm întâietate mai degrabă unui obiectiv de a stabiliza rapid această funcție. Și eu n-aș vrea să par cumva inconsecvent în ceea ce vă spun. Vă aduceți aminte că acum un an de zile a fost o discuție exact în parametrii ăștia. Pentru că raportul de țară scrie într-un loc că ar fi bine să aștepte într-adevăr noile reglementări, dar în alt loc scrie că ar fi bine și să se stabilizeze rapid Ministerul Public. Și atunci noi am gândit așa. Practic toate funcțiile de vârf din sistem erau vacante. Instabilitatea era majoră. Clar, semnalele erau în sensul că toată lumea așteaptă și dorește să rezolve această situație cu șefii procurori. Și perspectiva adoptării legilor era relativ îndelungată, de asemenea, pentru că nu era clar un calendar electoral. Da? Și când sunt campaniile, în general, partidele au fost ocupate de campanii.
Și atunci am zis, cea mai bună decizie este aceasta. Trecem și stabilizăm sistemul. Ceea ce este notat, dacă vă uitați, pozitiv, de asemenea, inclusiv în raportul Rule of Law. Adică lucrurile nu se bat cap în cap. Trebuie înțeles în dialectica lor. Acum, situația este puțin diferită. În sensul că nu avem o întreagă pleiadă de funcții care sunt goale. E vorba de o funcție. Doi la mână. Deja instituția este, să spunem, turată într-un ritm normal de lucru. Are și adjunct. Deja în funcție dată cu fostul procuror șef de ICOT care a demisionat. Știu sigur, pentru că am constatat, discutând cu amândouă, că s-au înțeles foarte bine, au făcut o echipă foarte bună și că există toate premisele ca adjunctul să țină instituția pe acest ritm. Deci nu mai e o urgență de asemenea gravitate încât să spunem, gata, mâine trebuie să facem ceva pentru că se oprește DICOD. DICOD funcționează, e stabil, lucrurile merg în continuare. Asta nu înseamnă că trebuie neglijată problema. Vă spun doar în ce parametri începe această reflecție, care sigur va avea un răspuns rapid. Astfel, mai fiind urgență, înțelegem, de aia s-ar putea să avem șef prin la DICOD abia în aprilie mai 2020. Tocmai de asta, că nici așa un termen nu este rezonabil. Deci, cumva trebuie cântărite lucrurile, o să fac lucrul ăsta, o să vă anunț. Dar chiar reușirea termenului de dezbatere, să nu știu, nu, nu. Nu o să influențăm dezbaterea pentru că trebuie să numim un procuror șef. Vedem și cum se leagă această dezbatere. Mai consult și procurorul general, discut și cu membrii CSM, secția de procurori, de ce nu. Ne sfătuim împreună și luăm cea mai bună decizie. Deci, asta vreau de fapt să vă spun ca mesaj. N-aș vrea să iau o decizie până nu am aceste consultări. Procurorul general, membrii CSM, secția procurori. Deja cu adjunctul DICOT am discutat. Deci acolo lucrurile sunt cunoscute. Întotdeauna înainte să iau o decizie importantă, mă sfătuiesc. Deci ceea ce cred că trebuie decis, dar mă sfătuiesc înainte. Iau, consult. Ultima întrebare din partea mea, legat de chestiunea posibilității președintelui de a refuza o singură dată propunerile legate de procurori. Nu reprezintă o chestiune de drept discreționar și o modificare... Nu, pentru că scrie motivat. La ce număr se ajunge? De limitat? Bun, aici... În primul rând, trebuie spus că refuzul este motivat. Da? Legea spune motivat. În al doilea rând, există un principiu constituțional al cooperării loiale între instituții. E absurd să poți să crezi că se intră într-un astfel de joc în care un ministru al justiției propune, jucând din cauza, cum să spune, tot felul de nume, doar să fie refuzat de președinte. Orice ministru are și un prim-ministru, are și un parlament care mai cenzurează activitatea. Sunt asociații care pot observa un astfel de derapaj și un astfel de joc. Există opinia publică. Nu se poate ajunge într-o astfel de situație. Dar în același timp trebuie să-i redai totuși președintelui care este personajul statal și politic, indiferent de persoană, președintele, ca funcție, cu cea mai mare legitimitate politică, dreptul de a refuza o propunere din partea ministrului, care nu corespunde, din punct de vedere al cerințelor postului, cu ceea ce are nevoie sistemul la un anumit moment sau altul. Situația pe care o aveam în prezent, în care, practic, ministrul justiției poate forța mâna președintelui, nu e normal. Nu e normală nici din punct de vedere al legitimității, pentru că avem de-a face cu un actor instituțional care are o mult mai mică legitimitate politică. Nu este normal nici din punct de vedere al funcționalității sistemului. Da? Și nu este normal, dacă vreți, nici din perspectiva puterilor constituționale. Pentru că ajungi pe cale ocolită, ca cel puțin într-un domeniu atât de important cum e acesta, practic, ministrul justiției să aibă mai mare putere, mai mare atribuție decât o are președinte. Ceea ce nu e în regulă. Păi și de ce nu dați președintelui? Păi dacă ați plecat, nu m-am văzut, v-ați ascuns acolo. Da. Da. De ce nu dați președintelui posibilitatea de a cenzura și deciziile secției de judecători
privind numirea judecătorilor șefi, președintele în alte curte ca să fie. Iată, acesta este un aspect care ține de specificitatea celor două cariere. Am spus că avem de-a face cu o unică magistratură, dar sunt specificități. Procurorii fac parte dintr-un sistem piramidal, ierarhic, mult mai aproape de executiv. În Constituție se spune că ei își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției. E cu tot o altă situație decât în ceea ce privește judecătorii și mai ales judecătorii în alte curți, care e instanța supremă. Acesta e motivul. Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, ne vom revedea curând pentru că mai avem proiecte de anunțat. Aceste trei proiecte sunt un pachet care urmează celor trei precedente. Suntem la al șaselea, deci proiect elaborat. Vom mai avea alte două, trei până în decembrie. Pe site-ul instituției veți găsi numai proiectele, ci și expunerile de motive. Două punctaje care vă călăuzesc exact în locurile în care s-au făcut intervențiile și motivația lor și soluțiile. Și de acum înainte, nu știu, o să vă țin la curent cu privire la dezbatere. Probabil că ne vom întâlni curând, că mai sunt câteva lucruri de anunțat pe alte teme de către minister. Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez o seară plăcută.